Și vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de azi și pentru prezența Lui și pentru dragostea Lui care și-a arătat-o față de noi. Ich möchte Gott danken für heutige Tag und für seine Liebe und für seine Güte und für seine Gnade, die er uns heute nochmal gezeigt hat. Și aș vrea să luăm cuvântul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Und wir möchten Gottes Wort für unsere Herzen und für unser Leben nehmen. Provocarea care cuvântul Domnului ne-a adus-o. Die Provokation, die Gott uns gegeben hat. Aceasta este biserica care își dorește Dumnezeu. Das ist die Gemeinde, die Gott sich wünscht. Aceasta este lucrarea Duhului care o are de face cu noi, cu biserica Lui. Das ist Werk des Geistes Gottes. Și aceasta este rugăciunea mea în continuare. Das ist mein Gebet weiterhin. Să facă Dumnezeu din biserica Emmaus o biserică vie. Das Gott aus Gemeinde Emmaus eine lebendige Gemeinde macht. Un loc unde Duhul Sfânt este la el acasă. Ein Platz, wo der Heilige Geist zu Hause ist. Unde Duhul Sfânt ne dă linia și unde El ne conduce. Wo Gott uns die Linie gibt und uns führt. Unde păcatele sunt iertate și bolile sunt vindecate. Wo die Sünden vergeben sind und auch die Krankheiten geheilt sind. O biserică care arde pentru lumea din jurul ei. Eine Gemeinde, die Umgebung brennt. Asta poate să facă doar Duhul Sfânt prin noi. Das kann nur der Heilige Geist durch uns machen. Și la aceasta este rugăciunea mea în continuare. Und das ist mein Gebet weiterhin. Fie și rugăciunea ta în continuare. Und so auch dein Gebet weiterhin sein. Și Dumnezeu este Cel care ne ascultă rugăciunile. Und Gott ist der unser Gebet erhört. Și este dornic să ne dea. Und er will uns geben. Așteaptă așa de mult să ne dea. Are așa de mult să ne dea. Er hat uns so viel zu geben hat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Möge Gott euch segnen. Binecuvântați-vă unii pe alții. Segnet euch untereinander. Purtați-vă rugăciuni. Führt euch in Gebet. Și nu uitați ceea ce Dumnezeu ne-a spus astăzi. Was Gott uns heute mitgeteilt hat. Amen. Amen. Amen.